Giurgiuveni, iubitori de literatură și frumos, s-au adunat în număr mare în sala de spectacole a Casei de Cultură pentru a participa la o nouă ediție a Cenaclului Literar Luceafărul. Evenimentul cultural a avut ca moment principal lansarea celei de-a 17-a opere a scriitorului giurgiuvean Tudor Rădan, romanul Agata. O seară în care se va lansa o nouă carte a scriitorului giurgiuvean Tudor Rădan, o personalitate a vieții literelor giurgiuvene, o carte ce va popoti ca o pasăre în casa dumneavoastră și se va așeza cu minte pe o notieră, așteptând să fie citită. Participanții la ediția lunii noiembrie a Cenaclului Literar Luceafărul au putut admira în foierul Centrului Cultural și un salon de toamnă în care expozantele Petronela Toma, Rodica Revența și Gigica Peptănaru au etalat lucrări plastice realizate într-o cromatică aparte. Totodată, manifestarea culturală a găzduit și un stand cu cărți ale autorilor giurgiuveni, banii colectați în urma vânzărilor fiind folosiți în scop caritabil pentru profesorul Iolanda Ionescu, un iubit dascăl giurgiuvean care se luptă cu o boală crâncenă.